Vorbind cu frații lucrători de aici din biserică, le spuneam printre altele despre descoperirea ce Domnul mi-a dat-o perioada asta recentă, în ce privește un subiect biblic important pentru noi, de folos. Frații mi-au sugerat să încep acest capitol și aici la Deva și chiar seara aceasta să țin două predici. Eu știu dorința dumneavoastră care este, să-i mai ascultați să cânte, așa-i? O să vă dau posibilitatea să-i mai ascultați. Nu știu, poate de la 8 încolo, ca să aveți și îndelungă răbdare, poate mai repede, dar și eu vreau să-i ascult, am venit să-i ascult cu drag. Frați și surori, vreau să vă întreb care este mai grea boala, mai periculoasă, boala fizică în trup sau boala spirituală? Boala fizică în trup, haideți să facem puțină analiză așa scurt. Boala fizică în trup te poate duce maxim în mormânt, dar o boală spirituală te poate duce în iad. Și asta înseamnă veșnicie, fără prezența lui Dumnezeu și cu cei cu care nu ți-ai dori să fii acolo. Așa că cred că ar fi de luat în seamă capitolul acesta pe care eu l-am intitulat boli spirituale. Sunt mai multe boli spirituale care pot apare în poporul lui Dumnezeu. Eu nu vreau să spun că dumneavoastră aveți vreuna din ele, din ce o să prezint una seara aceasta și poate și altele altă dată, dar cred că am mai spus aici la dumneavoastră, eram în Moldova, într-o biserică, un frate din Statele Unite a început să predice cu mult patos împotriva televizorului. Fraților, vă rog frumos, renunțați la ele, că noi deja le-am scos în garaj în prima fază și e rău, e păcat televizorul și vorbea așa foarte activ. La un moment dat, după vreo 5 minute, un frate de pe primul rând, cred că era în comitet, s-a ridicat și a zis, frate, schimbă subiectul, că aici n-are nimeni televizor. Și americanul a zis, nu-i nimic, un vaccin dinainte nu vă strică. S-ar putea să vină, pentru că vom vedea, la fiecare boală spirituală vom avea în vedere cauzele, de ce se ajunge acolo, simptomele, cum se manifestă, da? Apoi prevenirea, metode de prevenire, apoi să vedem consecințele și tratamentul. Eram recent la o întâlnire de rugăciune într-o biserică. Acolo s-au adunat frați din mai multe biserici din zonă și un frate a dat îndemn și a spus, fraților, acum facem următoarea rugăciune, cea mai importantă rugăciune, rugăciunea pentru cei bolnavi. Se referea la boala în trup. Și avem bilete, și avem oameni bolnavi, ne rugăm Domnul să vindece și boala de rinic și de ficat și de stomac și mai multe boli care sunt acolo. M-am gândit, oare asta o fi cea mai importantă rugăciune? Eu nu zic că nu e importantă. Nu descurajez, chiar dacă ar fi potrivit acum, v-aș da un îndemn să ne rugăm pentru cei bolnavi în trup, să vindece Domnul, că avem boli în trup și bine asta. Dar nu știu, pentru cei bolnavi spiritual, dumneavoastră vă rugați? Înțelegeți în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu că este periculoasă boala spirituală. În Iacov 5 spune despre rugăciune făcută cu credință, despre ungere cu un de lemn, dar nu scrie că pentru boală trupească. N-am găsit aici. Haideți să citim împreună. Iacov 5 cu 14. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Scrie bolnav în trup? Da, dacă e vorba de boală spirituală. Se face ungerea aici la noastră pentru ură, pentru clevetire, pentru rugăciune cu punerea mâinilor de eliberare, de sub presiunea celui rău. În sfârșit. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Uitați-vă că Domnul are în vedere prioritatea sufletului mai întâi. Și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate, de asemenea, iarăși.
Și versetul următor, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Pentru ce? Pentru boală în trup scrie. O fi și pentru boală în trup, eu nu zic. Eu zic că și pentru boală spirituală. Și curge un de lemn pentru migrene, pentru dureri de spate, pentru... Eu știu câte boli sunt. Dar ar trebui să avem în vedere să ne intereseze problema sufletului. Așa că în seara aceasta, cu voia Domnului, deschidem subiectul cu prima boală spirituală, boala de inimă. Și ca să faceți și dumneavoastră un exercițiu de mișcare și să nu vină moleșală și ațipire, așa cum s-a spus, ăsta-i deranj. Să vezi pe cineva că doarme, ăsta-i deranj în adunare, vă invit să vă ridicați. Citesc cuvântul, un verset din Isaia, capitolul 1, versetul 5. Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Vă invit să reocupați locurile. Toată inima suferă de moarte. Dragii mei, principala cauză a mortalității, a decesului în lumea aceasta, știți care este? Boala de inimă. Este periculoasă. Apar disfuncționalități în organism. Nu mai ești într-o stare bună, într-o formă bună de a fi activ, de a lucra, de a comunica. Poate trebuie să fii uneori izolat la spital. Dumneavoastră trebuie să prindeți firul, că eu voi face o paralelă între boala fizică și boala spirituală. Și atunci, haideți pe plan spiritual să vedem ce se întâmplă când apare boala de inimă. Mai întâi simptomele, cum se manifestă? Semnele, oboseală. Dacă mergi la medic și te întreabă, auzi, dar ce se întâmplă cu tine? Nu știu, domnule, obosesc. Ăsta e un semn al bolii de inimă. Scrie cuvântul în Evrei 12:3. Nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală. Pavel a spus în 2 Corinteni 4:1, noi nu cădem de oboseală. Faptul că ai obosit și oboseala e o cădere, să știți, este cădere în păcat, este cădere în deznădejde și este cădere de oboseală. Nu mai poți să alergi pe calea Domnului, nu mai poți să fii activ, să slujești din toată inima. Este boală de inimă, un semn, oboseala. Apoi, stări de rău, stări de rău. Nu se simte bine. Nu se simte bine la rugăciune, la cuvânt. Nu se simte bine la cântare. În timpul cântării, am observat un prieten care a fost invitat la biserică, dar la cântări de biserică, duhovnicești, care au fost cântate, un prieten l-am observat că este cercetat de Domnul. Mi-a spus la sfârșit, zice, îmi venea să plâng, dar mi era rușine că nu mai plângea nimeni. Că pocăiții nu mai plâng la cercetarea Domnului. Știu să râdă la glume care nu sunt potrivite nici de la amvon și nici prin case sau pe stradă, ales de cartier pentru oamenii care se ocupă. Dar credincioșii Domnului nu mai plâng și au zis, mi-a fost rușine să plâng și după aceea m-a durut capul. Deci că atunci când nu plângi și te forțezi așa să stai închis, poate doare capul. Sub cercetarea Domnului, omul se simte bine în prezența lui Dumnezeu când Domnul cercetează inima. Eu, Domnul, cercetez inima. Slăvit să fie numele. Stări de rău, nu se simte bine la rugăciune, la cântare. Mi-amintesc că eram la vârsta de 19-20 de ani, nu erau CD-uri, erau casete. Un frate păstor cu care noi colaboram atunci, noi cântam cu o formație, el predica și colaboram, mi-a dat o casetă cu o predică de-a lui. Am pus caseta, am ascultat și la un moment dat am văzut că prinde caseta.
așa m-am gândit eu. Așa am simțit, așa am auzit. Am scos caseta, nu, în regulă. Și am întrebat, frate păstor, dar e șters acolo sau ce? Fâsâitul ăla. Nu, zice, în timpul predicii m-am oprit puțin din predică, câteva persoane au ieșit afară. Dar Ioan 6:60 și în timpul Domnului Iisus Hristos, unii ucenici l-au părăsit și au plecat, au spus, cine poate să sufere învățătura aceasta? Păi dacă vrei să primești prelucrare, să fii rectificat, să ai orientare bună pe care unii ori doare, dar haideți că ajungem și aici. Stări de rău. Apoi, altă simptomă. Respirație greoaie. Este boală de inimă. Frații spun că respirația sufletului este rugăciunea. Că aceasta e hrana și împărtășirea cu trupul Domnului și biblica asta. Așa scrie. A spus Domnul în Ioan, acolo, trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Dar frații spun că pe lângă mâncare și băutură ai nevoie de oxigen să respiri. Și rugăciunea e respirația sufletului. Respirația greoaie este un semn de boală de inimă. Acestea ar fi simptome. Care sunt cauzele? De ce apare boala de inimă? De exemplu, este o cauză ereditară. Se moștenește, să știți. Sunt două boli care în mod special se moștenesc. Diabetul și boala de inimă. Îți bolnav părinții, vin rar la adunare, vorbesc de rău, cam așa. Pe acolo vor fi și copiii, cam pe aceeași boală. Se ocupă cu completatul, cam pe acolo vor fi și copiii, se formează și ei. Se obișnuiesc să mintă, pe acolo vor fi și copiii. Boala de inimă se transmite. De aceea scrie în Evrei 12:12, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că cel care șchiopătează, aici o să vedem la boala de picioare, deci o să vorbim când vorbim despre boala de picioare, cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Acolo la boala de picioare. Dar uitați-vă că îi afectăm pe ceilalți din familie, s-a constatat mai mult de 60% din părinți bolnavi de inimă s-a dus spre copii boala. Așa e și pe plan spiritual. Ereditar se transmite în familie. Apoi, efectul presiunii exterioare, îngrijorări, gânduri care năvălesc și ne năpădesc, acestea vor duce la o boală de inimă. Sunt factori de risc. Scrie în Proverbe 13:12 și noi le spunem tinerilor care tot mai așteaptă, se mai tot uită prin grădină, măi, hotărâți odată și vă căsătoriți. Că o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Apoi zice, frate, am întrebat o tânără, nu te-ai hotărât. Frate, eu m-am hotărât, dar el nu zice nimic. Aștept să zică el ceva. El așteaptă să zică părinții. Părinții nu știu ce sfaturi dau. Și apoi zice, frate, am planificat nunta. Când? Anul viitor, pe la sfârșit, prin noiembrie. Nu mai amânați așa, că nu-s bune amânările. Inima se poate îmbolnăvi printr-o nădejde amânată. Scriem Proverbe 12:25. Neliniștea din inima omului îl doboară. O inimă liniștită, scrie în cuvânt, este un bun leac. Dar neliniștea din inima omului îl doboară. Nu mai are stare, are nevoie de distonocan și alte tratamente, care frământări, are îngrijorări. Domnul n-a spus că nu sunt îngrijorări, dar Domnul a spus să venim la El și să aruncăm, să lepădăm îngrijorările noastre, că El se îngrijește de noi. Vom ajunge și aici la prevenire, la tratament,
Dar asta este soluția din partea lui Dumnezeu. Domnul n-a spus că nu vin gânduri, vin gânduri, dar nu le dăm loc. Nu medităm, nu stăruim în ele, le mustrăm cu sângele Domnului. Și v-am mai spus aici când am predicat despre pocăință, la noi era un frate în vârstă, secretarul bisericii, mustra gândurile cu voce tare în adunare. Domnul să te mustre gând care vin să-mi spui că fânul e pe jos și vine ploaia, lasă că cumpărăm alt fân, facem altfel. Dar vreau să am liniște aici, măcar în casa Domnului. Nu e așa că vin Duhul să ne tulbure chiar și în adunare și la rugăciune. Mă, încep să te rogi, zici așa că ești format să zici o rugăciune. Noi nu avem rugăciuni învățate pe de rost, dar păi și știm să ne rugăm, dar știi să mergem și cu gândul, vorba lui Simionuc. Noi suntem aici și gândul prin Austria. Și o soră la noi spunea dimineață, am spus asta dimineață la noi și a zis, de unde știu că eu mă gândeam în Austria? Duhul Domnului s-a descoperit. Aoleu, zice, trebuie avut grijă în adunare, că văd că aici e Duhul Domnului. Dar zice, eu eram cu gândul prin Austria. Chiar atunci trimiteam un mesaj în Austria. Și tu ai zis de la bun dimineață, poți să fii aici cu gândul prin Austria. Efectul presiunii exterioare. Vin gânduri, nu le dăm loc, vin îngrijorări, le subordonăm. Noi răsturnăm izvodirile minții. Scrie cuvântul în 2 Corinteni acolo, nu? Și orice gând, ce facem cu el? Îl lăsăm așa, păi nu tot ce zboară se mănâncă, da? 2 Corinteni 10 cu 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând, îl facem rob ascultării de Hristos. Ne pot afecta astea, sunt cauze. Este efectul presiunii exterioare. Scrie în Ezra 4 cu 4 despre oamenii care au muiat inima poporului. Efectul presiunii exterioare. O să citim poate mai târziu despre spune-le celor slab de inimă. Fiți tari, nu vă temeți. Dacă te duci, cum scrie în Roman 14, când vă întâlniți, nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Când este un micuț care nu-i crescut spiritual, vrei să-l încarci negativ, descarcă-te tu mai întâi, ocupă-te tu de tine. Spuneam fraților la noi, vorbeam despre boala de ochi. Am spus, săptămâna trecută am avut și eu un accident. Intra ceva, pământ și rugină în ochi și acum am spus, dați-vă seama că mă duceam eu să fac pe medicul la altcineva să scot din ochi. Eu care nu vedeam bine și cu bârna în ochi te duci la altul să vezi de pai. Efectul presiunii exterioare, Ezra 4 cu 4, au înmuiat inima poporului. Știți din pricina cărui fapt au rămas izraeliții la granița cu Canaanul? Erau uriași, nu? Fiii lui Anac. Din pricina asta? Și n-au putut să-i biruiască? Ei biruiau, eu așa zic. Nu știu ce ziceți dumneavoastră. Cele două îi scoade, au zis, nu vă temeți de ei, vom mânca, îi biruim, în numele Domnului mergem. 10 îi scoade. Au trimis un mesaj care au înmuiat inima poporului și acolo au rămas. Și când Domnul a zis, intrați și luptați, vă dau țara în stăpânire, i-au zis, nu merge, că-s fiul lui Anac. Mă, dar voi nu faceți ce vreți voi, faceți program lui Dumnezeu, când să plecați, când să vă opriți. Domnul a spus, măi, eu vă fac programul ăsta. Și au zis, nu mergem, că-s fiul lui Anac. Și când Domnul a spus, acum nu mergeți, ei s-au dus și au luat bătaie. Hai să mergem, că Domnul îi dă. Și arată Deuteronom acolo că au fost înfrânți. Oameni care aduc influență negativă, inspirație nepotrivită și ne afectează inima, ne slăbește inima. Și în loc să fii tare în credință, o altă cauză, pe lângă ereditate, pe lângă efectul presiunii exterioare, este natura ei. Unii sunt slabi de inimă. Trebuie ocupat de ei, trebuie întăriți, este așa, s-a întâmplat. Așa s-a născut, dar se poate interveni acolo și vom vedea. Prevenire. Cum poate fi prevenită boala de inimă? Pe linie spirituală. Și puteți să luați și pe linie fizică.
Spune cuvântul Domnului foarte frumos în Proverbe 4:23. Păzește-ți inima. Asta e soluția. Mai mult decât ograda în care ai pus și alarmă și câine dresat și bodyguards au pus câte unii sau altul stă el. Am văzut oameni care ei stau de pază. Nu cumva să-i fure porumbul. Sau, eu știu, rațele și gâștele. Dar vis-a-vis este o poartă de intrare a inimii. Sunt surse străine. Trebuie stat de strajă. Că se îmbolnăvește inima cu fel și fel de cântări care nu-s de pe la Domnul. Cu fel și fel de discuții care nu-s după voia lui Dumnezeu. Și trebuie să... Doi frați mergeau pe stradă, ascultați-mă, spre biserică. 2 kilometri avem de unde locuim până la 5. Și când unul a început să vorbească, celălalt a pus mâinile în ureche. Și așa mergea pe stradă. Ăsta a fost un semnal pentru colegul lui. Vă vezi că ceva nu e în regulă. Să mergi lângă un coleg cu care mergi la casa Domnului și îl pune degetele în ureche. Nu poți vedea degetele în ureche. Este într-o biserică un frate, nu spun și nume, nici numele bisericii, nici numele persoanei. Când ceva nu e în regulă, are pregătite căștile, scoate căștile așa, pe față, și bagă căștile în urechi. Și ascultă muzică. Nu știu de care exact, n-am mers să probez eu, dar l-am văzut. Și scoate, are căștile pe telefon, scoate căștile și zice, decât să mă afecteze, când îți devieri de la adevăr, sau pune căștile în urechi. Atenție că trebuie să ne păzim inima mai mult decât orice de factorii de risc. Apoi, o altă soluție, scrie în Ieremia 17:10, eu, Domnul, cercetez inima. Nu mai trebuie făcut câte un consult periodic, să vezi cum stai cu anumite limite în care trebuie să te încadrezi, câte bătăi ai pe minut, cât e tensiunea, mergi așa până simți că ai picat? Cel care nu greșește când consultă, cel mai bun medic din acest univers, ce se poate ocupa de inima noastră și către care David în Psalm 139, versetul 23, s-a îndreptat și a spus, Doamne, am o dorință. Ce dorință avea David? Cercetează-mă, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Trebuie mers la medicul care cunoaște și gândurile inimii și întocmirile gândurilor, scând Geneza 3:6, din mintea omului, din inima omului. Dumnezeu a văzut că erau îndreptate înspre rău și Domnul poate să intervină, să te prevină, să-ți iasă înainte, dar trebuie să fii sincer. Spui, Doamne, dacă aici voi fi afectat, îmi afectează și îmi strică toată funcționalitatea organismului, trebuie să bată bine motorul. Cercetează-mi inima, Doamne, fii sincer cu tine însuți și înaintea lui Dumnezeu, care oricum te cunoaște, dar te lasă să vadă ce faci. Îmi spune un frate din biserică, auzi, merg cu tine la ce proroc vrei tu, tu știi ce păcat am eu. Ți l-am spus, uite, dacă mi-l descopere Dumnezeu, mă pocăiesc. Serios? Cam așa vezi tu lucrurile. Auzi, hai să ne rugăm Domnului, i-am zis, să ți-l descopere în adunare, în public. O zi, nu, nu, așa, nu. Păi, dacă tot vrei să te facă Dumnezeu de rușine, măcar să fie toată adunarea. Sau joia, când îți mai puțin. A tot eu fost teama că-l descopere Domnul. Măi, nu crezi că altfel trebuie să rezolvi problema și să intervii? Și vom reveni la acest aspect. Eu, Domnul, cercetez inima. Controle medicale periodice și aș zice permanente, să venim la Dumnezeu cu inima noastră. Doamne, cercetează-mă, cunoaște-mi inima, vezi care sunt gândurile mele. Apoi, Proverbe 23:26, fiule, dă-mi inima ta, a zis Domnul. Ce înseamnă asta? Dă inima Domnului și ochii tăi să găsească plăcere în ce?
Lasă canal D și canal B. Lasă telecomanda, lasă butonatul și du-l la container pe bal. Caută o undă binecuvântată a Duhului să stai în prezența lui Dumnezeu. Să te cerceteze și să-ți umple inima de bucurie. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și ți se umple inima de bucuria mântuirii. A spus David, Doamne, nu-mi lua bucuria mântuirii. Fiule, dă-mi inima ta, încredințează inima Domnului. Mi-a plăcut mult ce spunea un frate păstor când pornisem și eu în lucrare, la început, pe la 20 de ani, să laud numele Domnului, au zis, eu am făcut un legământ cu Domnul și am spus, Doamne, îți dau voie să nu-mi dai voie. Dumnezeu ne lasă după cum hotărâm noi. Depinde ce hotărăști. De nu poți ca să mergi cu mine, Iisuse, în orice drum merg eu. Trimite-mi piedici netrecute să nu mai pot merge nici eu. Deci s-ar bloca site-ul când vrei să-l accesezi și i-ar da Domnul ploaie peste grătare când îi vreme de rugăciune și program de adunare. Piedici. Numai bine să vină Domnul să cerceteze inima noastră. Filipeni 4 cu 6 și 7. Soluția este rugăciunea. Vin, am văzut îngrijorări, dar scrie și nu vă îngrijorați de nimic, în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Ascultați, și pacea lui Dumnezeu cu care noi ne salutăm și care o așteptăm și o dorim și în adunare, și în familie, și în inimile noastre. Primul lucru când mă pun dimineața pe genunchi, știți pentru ce mulțumesc lui Dumnezeu? Pornesc pe linie spirituală că e mai normal așa și zic, Doamne, îți mulțumesc pentru mântuire. N-aș fi meritat asta. Nu știu cum de te-ai îndurat și de mine. Nu știu nimic mai bun ca alții. Mai rău am fost. Chiar dacă am fost crescut în adunare, nu te-am cunoscut. Cântam la chitară, bine, dar nu duhovnicesc. Și te-ai îndurat și de mine, Doamne. Și pornim pe linie spirituală, merg pe a doua cauză. Doamne, îți mulțumesc pentru pacea ta. Pacea ta care o am în inimă. Știi ce frumos, ce minunat? Știi. Este să ai pacea Domnului Iisus Hristos. Când ceilalți se frământă, când ceilalți se întărâtă, când ceilalți clevetesc, tu să ai pace în mijlocul furtunii. Ascultați! Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cum este metoda de prevenire? Să te rogi! Și va fi păzită inima prin rugăciune. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai rugăciunii, să insistăm, să stăruim înaintea Domnului. Proverbe 14 cu 30, pentru că am amintit, o inimă liniștită este viața trupului. Consecințe. Ce consecințe poate să aibă boala de inimă? Am spus deja, se poate merge până la deces. Se poate merge până la deces. Nu insist aici. Merg mai departe. Tratament. Cum se poate trata boala spirituală de inimă? Concret din cuvânt. Mai întâi, rămâne la rugăciune, prin rugăciune. Psalmul 10, versetul 17. Tu asculți rugăciunile, le întărești inima. Le întărești inima. În urma rugăciunii, asta este o soluție importantă, la îndemâna noastră, e greu să te rogi, se pot ruga și cei care sunt pe orizontală pentru o perioadă, să mai vadă și cerul, nu tot pământul. Și se pot ruga gândul, în așternut, gândul, când îl îndrepți înspre cer, în mină, vedeam frați, și exemplele bune, demne de urmat, și am făcut și eu la fel. Am văzut că tot dădeau casca din cap.
așa, mergând pe galerie și am spus, voi nu sunteți în pericol. Nu, zice, acum suntem cei mai ocrotiți. Zice, ne rugăm, dăm casca din cap și ne rugăm. Primul l-am văzut pe socrul meu, sau cel puțin nu l-am văzut, dar am auzit, și apoi am văzut, erau frați, comenți. Rugăciunea. Tu asculți rugăciunile, le întărești inima. A doua soluție. Roman 16, îndepărtarea de sursa negativă, chiar de oamenii care te influențează la rău, te încarcă negativ. Și atâtea ședințe și discuții și atâta pizza. Pizza e un pretext sau cafeaua. Vorba unui frate, zice că trebuie povestită cafeaua. De aia stai o oră lângă o cafea ca să... Trebuie lăsată deoparte și trecut la ce e de folos pentru noi. Mă, nu predic împotriva cafele seara asta, că m-a sunat un frate dintr-o biserică și a zis, frate, ai fost la noi, tot așa păstorul a plecat, zice, vă și zic unde, la Târgu Jiu. Și de fapt ne-am întâlnit la conferință, am vorbit și la telefon și a zis, mi-au spus frații, când am fost plecat și ai fost la noi, au zis că ai vorbit împotriva cafele. Zic, nu, frații au înțeles greșit. Problema lor, dacă le face bine sau rău. Eu am vorbit altceva acolo. Am spus acolo că laptele din cafea nu-i schimbă cu nimic conținutul. Cafeaua tot atât rămâne. Mergem mai departe la subiectul nostru. Roman 16 cu 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Mai ușor așa. Obișnuiesc să-i învăț pe frați care mai au conflicte și probleme. A spus, măi, dați-o la pace și ține-i la distanță. Pacea Domnului, pacea Domnului, ce mai faceți? Și nu mai atâtea vizite și discuții și ieșiri și excursii, că de la asta. Vorbeam cu un frate păstor și a zis, măi, cum merge lucrarea la voi la Cimba? Slavă Domnului, mai ne silim și noi. Nu merge chiar foarte bine, dar... Eu zic că ajungem în Canaan, că acolo am pornit. Eu zic, măi, la noi e o părtășie extraordinară, mergem și noi înainte. Noi duminica seara, zice, am anulat programul, zice, ne întâlnim la început, facem o rugăciune scurtă, nu mai avem cuvânt. Două, trei cântări și stăm la un ceai. Stăm la un ceai, zice, e extraordinar. Că vrem să mai unim pe frați, o zic. Vrem să mai unim așa să fie părtășie și legătură frățească și să... Strângem rândurile un pic. Și-au strâns rândurile la ceai. După câteva săptămâni, nu știu câte au trecut, au zis, nu poți să ne ajungi și tu în rugăciune, trecem prin niște probleme, dezbinări, lucruri de astea. Păi, nu știu, mă, zice, chiar nu știu de la ce. A, zic, de la ceai. De la ceai vi se trage. Ați înlocuit rugăciunea cu ceaiul. Beți ceai și acum, mai puteți? Nu merge. Nu lăsați rugăciunea deoparte pentru altceva. Apoi, îndepărtarea de oamenii care te încarcă negativ. Apoi, Evrei 4 cu 12, operație. Se poate face operație la inimă. Haideți să citim de acolo. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care, sabia, care operează. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cel mai bun medic din univers, care n-a greșit niciodată, nicio operație, este Domnul Iisus Hristos. El i-a învățat pe medici să facă operații pe cor deschis, el i-a dat înțelepciune și i-a determinat să descopere ce Dumnezeu a inventat și a lăsat. El, medicul cel mare, ne poate face operație pe inimă. Suportă cuvântul, poate doare. Dar nu mergeți numai pe anestezii. Că v-am mai spus aici, că spunea un colega meu de slujbă acolo, fratele Corneliu face operații pe cor deschis, astea cam dor, eu sunt anestezistul lui. Și fraților, știți, așa e cum o zis fratele, dar noi suntem oameni cu slăbiciuni. Mă, nu-mi muia inima poporului. Și apoi mai zic, vezi că azi predic fără anestezie. Că e prea multă anestezie. Un frate de la noi, înalt, de 2 metri și un pic, a fost anesteziat și oamenii au crezut că dacă e înalt, e și rezistent.
Și-au dat doză dublă. După două zile, greu, greu l-au resuscitat, l-au revenit din anestezie. E bună anestezia, e bună, dar cu limită. Dar haideți să lăsăm pe Domnul și dacă ne doare și dacă nu-i plăcut firii pământești, să ne opereze la inimă, să scoată răul afară, să schimbe o alveolă, ventriculă acolo, ceva, o aortă sau nu mai știu eu ce să zic, ar trebui să schimbe acolo. Operație, prin cuvânt, Domnul operează. Noi poate am aștepta așa să vină un înger sau... Nu, Domnul lucrează aici. Aici nu-i muzeu de sfinți, aici e spital de păcătoși. Să lucreze medicul nostru la inimile noastre. 2 Tesaloniceni 3:5. Domnul să vă îndrepte inimile spre... Cine poate să ne îndrepte inimile? Poate Domnul? Nu așa scrie că poate. Să lucreze Domnul, să rugăm pe Domnul, să așteptăm de la Domnul. O altă variantă, soluție, că uneori trebuie o soluție altă, alt tratament, diferă de la pacient la pacient. Depinde cum se manifestă, depinde cât e de grav cazul și dacă n-ai reușit să previi, măcar trebuie tratament. Iacov 4:8, curățiți-vă, mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Soluția este curățire. Scrie cuvântul în Corinteni 11 despre împărtășirea în chip nevrednic. Cum este împărtășirea asta în chip nevrednic? Fără să dai la o parte piedicile. Fără să dai la o parte păcatul. Așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 12. Versetul 1, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Este la noi soluția uneori. Mărturisirea, eliberarea, scrie în Proverbe, cine își mărturisește păcatul și trebuie să și te lași de el, capătă îndurare, propășește, cine nu... Credeți că e scris asta în cuvânt? Nu știu, am văzut că sunteți atenți, Domnul să vă binecuvinteze, sabia, cuvântul operează și în față, operează și în spate, avem nevoie toți ca Domnul să ne prelucreze aici, în atelierul Lui, slăvit să fie Domnul. Hai că am vrut să citesc versetul acesta, Proverbe 28:13, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, să observă simptome, ai obosit. Hai frate, vrei să mergem în vizită la bolnav? Sunt bolnav. Lasă să mai meargă acum așa alții. Frate, avem ceva de lucru aici la adunare. Împrăștiem piatra, vopsim gardul, balustrada și... Hei, tinerii trebuie pentru asta, nu noi. Auzi, este rugăciune de seară la adunare și frații strigă acolo cu putere pentru cei bolnavi. Nu vrei să ne unim și noi de seară? Măi, zice, am ceva de lucru și de ceva de rezolvat. Dacă îmi rămâne timp, cred că merg și eu. Și dacă așa au aranjat prioritățile, are faraon de grijă. Și ce-a zis faraon? Dați-le de lucru, dar mult de lucru, ca să nu mai aibă timp de năluci. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Revin la text, Isaia 1:5. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Să fii cu inima bolnavă și să nu iei tratament, stai în pericol. Eu am înțeles, e bine să-ți dai inima Domnului. Avem la noi o soră în vârstă, trecut de 80 de ani, și a fost bolnavă cu inima în ultimii aproximativ 15 ani. Și a făcut o hotărâre cu legământ. Și a zis, frate Corneliu, am făcut hotărâre, nu mai iau nicio pastilă, că lua multe pastile pentru inima. Și a zis, am făcut hotărâre, eu dau inima Domnului și facă Domnul ce-o vrea. Dacă Domnul hotărăște să se oprească, să se oprească. Și au trecut mulți ani, sora, ai vas de lucru, vas bun de lucru. Și Domnul a ocrotit-o, nu i-a mai trăit pastile și tot. Mai trecea un an și mai trecea un an și încrezătoare în Domnul, credința o ținea și
Nu mai întreb pastile. Soră Lenuța, cum stai? Slavă Domnului, inima am dat-o Domnul. Bun, foarte bun. Recent m-a chemat și a zis, auzi, frate Corneliu, hai până la mine. Auzi, n-ai putea să-mi dai o dezlegare la hotărârea ce am făcut-o? Aș lua numai un fel de pastile, a zis, din alea de inimă. Soră Lenuța, stai, hai acum să... Hai să rămânem în hotărârea asta. Mai facem o dată ungerea cu un de lemn, mai punem mâinile numele Domnului și lasă dacă ai făcut hotărârea asta. Nu poți să-mi dai așa dezlegare. Zic, eu nu pot să dau singur dezlegare, numai cu comitetul. A, trebuie să veniți cu tot comitetul. Da, trebuie să venim tot comitetul și așa dăm dezlegări. Tratament este rugăciune, apoi îndepărtarea de oamenii care aduc îngrijorare, gânduri, influență negativă, apoi operație prin cuvânt. Apoi Iacov 4:8, curățiți-vă inimile, mărturisire, eliberare. Și vreau să mai arăt ceva, Evrei 13:9. Este un har lăsat de Domnul și am să vă spun din cuvânt despre ce e vorba. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har. Știți care har este? Harul consilierii. Este un har să ai lucrători, oameni al lui Dumnezeu, care să stea lângă tine și să te consilieze. Și ești întărit în credință. Este un har al consilierii. Recent a fost cu prezbiterul nostru 2 ore jumătate. Dar... nu știu, eu zic că s-a rezolvat problema, acum poate trebuie să mai mergem de vreo 2-3 ori, că trebuie insistat, că cel rău nu își vede de drum, nu abandonează lupta și trebuie insistat, este harul acesta, inima să fie întărită prin har, harul consilierii. Frate, nu te lăsa, mergem înainte, ține aproape, strânge rândurile cu noi. Mergem înspre încheiere acum. Psalmul 28, versetul 7, în el... în el, în Domnul, mi se încrede inima. Romani 14:17. Cum poți să primești această încredere deosebită? Cum poți să fii încrezător? Stai să vedem exact versetul. Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Trebuie avut în vedere lucrul acesta. Mâna pe Biblie și adâncit, ca în Iacov 1:25. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, legea slobozeniei, dar nu ca un ascultător uitup, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui, că pot veni presiuni exterioare, poate fi inima slabă prin natura ei sau ereditar. N-ai reușit să previi, trebuie intra la tratament imediat. 2 Cronici 12:14. Ei au făcut lucruri rele pentru că nu și-au pus inima să caute pe Domnul. Vă rog, meditați la acest verset. Mi-aduc aminte de ceea ce scrie în 2 Cronici 16:9. Merge prorocul Hanani și spune, Asa, Domnul își întinde privirile peste tot pământul să vadă pe cei a căror inimă este, Iacov 4:8, curățiți-vă inimile. Întreaga lui, să nu fie inimă împărțită. Asa, ai lucrat ca un nebun, a zis Domnul. Vei avea războaie din pricina aceasta. Îmi place mult ce scrie în Ezra, cuvântul lui Dumnezeu, în 7:10. Și haideți să ne oprim aici, o să vă rog să... mai pregătiți o cântare, că așa am primit îndemnul. Și apoi, sigur, frații se vor ocupa mai departe. Hai să citim ceva. Căci Ezra își pusese inima să adâncească, mai întâi,
trebuie să cunoaștem pe Domnul, voia Domnului, dar trebuie pusă inima la asta. Să faci din toată inima. Asta e porunca. Să iubești pe Domnul din toată inima. Și apoi să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Cam asta este ordinea normală și logică în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Boala de inimă este o boală periculoasă pentru că îți poate afecta organismul, viața de slujire, relația cu Dumnezeu, părtășia cu frații. Dacă inima nu este curată, dacă inima nu este sănătoasă, poate fi, spune Biblia despre o categorie de oameni acolo, în Psalmul 5, versetul 9, inima lor este plină de răutate. De aceea trebuie avut în vedere simptomele, să vedem dacă sunt simptome. Stări de oboseală, îți vine greu așa să vii la adunare câteodată. Hai să ne verificăm. Îți vine greu să slujești, îți vine greu să stai o oră în stăruință la rugăciune. Asta e ceva boală de inimă. E afectată, nu știu cât la sută și cum, dar trebuie avut în vedere. Stări de rău. Te simți rău așa când merge lucrarea bine. Unii se supără și când merg lucrurile bine în adunare. Ar vrea să nu meargă. Respirație groaie. Asta înseamnă boală de inimă. Cum stai cu rugăciunea? Asta e respirația sufletului. Am văzut despre cauze. Ereditatea. Aveți grijă? Se transmite la copii. Boala de inimă periculoasă. Ca și diabet. Apoi, efectul presiunii exterioare. Îngrijorări, gânduri, oameni care înmoaie inima. Nu vezi că nu mai lucrează Domnul cum lucra altă dată. Nici lucrări, nici minuni, nici vindecări. Și apoi, eu am auzit o discuție între doi frate. Și ce-o zice celălalt frate? Am fost pe fază. Mă, frate, zice, cred că numai tu n-ai văzut că lucrează Domnul. Hai să-ți dau exemple. Stai până dimineața aici cu mine. Îți dau exemple până dimineață cum lucrează Domnul în adunare. Și vindecări, și întoarceri la mântuire. Nu se vede. Nu vrei tu să le vezi. Ezra 4:4, oameni care au muiat inima poporului. Prevenire, păzește-ți inima, Proverbe 4:23, păzește-ți inima, mai mult ca orice, că din ea ies izvoarele vieții, dar în ea intră influențe negative, gândurile, îngrijorări și așa mai departe. Apoi, Ieremia 17:10, eu Domnul cercetez inima, la control, la medicul suprem. Psalmul 139:23, Doamne, cercetează-mă, cunoaște-mi inima, a zis David. Dar știți ce a zis Dumnezeu despre el? O mai zis despre cineva așa. Este om după inima mea. Fiule, dă-mi inima ta. Păi cu rugăciune. Consecințe sunt grave, până la deces. Dar am văzut care sunt soluții, care este tratamentul. Poate fi operație, ca în Evrei 4:12, și cuvântul este cel care operează și scoate răul afară. Nu așteptăm să vină Domnul din cer cu halat, cu bisturiu și cu o vedenie așa pe care o vedem și gata, Doamne, saltă-o acum. Nu trebuie să stai 50 de minute, hai, nu mai trece, nu mai gata predicatorul. Te spui, Doamne, ca o soră într-o adunare, am zis că tot stătea cu capul plecat, era chiar la ușă așa, vis-a-vis cu mine. Nu o zic, e tare drag la sora cuvântul. Dar m-am înșelat. Și ce o zis la sfârșit? O zis, frate, greu mai ascultai cuvântul seara asta. Atât a fost de greu și de tăietor cuvântul, auzi, dar fu bun pentru mine, n-ai caseta cu predica asta. Am zis, soră, acum CD-uri, nu mai sunt casete. Dar eu n-am înregistrat. Numai dacă ți-ai înregistrat aici, am zis. Operație, rugăciune, Psalmul 10, versetul 17, tu asculți rugăciunile, le întărești inima. Domnul ne poate întări inima. Să bată mai departe pentru Domnul, să fie devotată pentru lucrarea lui Dumnezeu. Poate Domnul sau nu? Amin, să lucreze. Lucrat aici puțin. Trebuie stat înaintea Domnului, trebuie insistat pentru boala asta spirituală, nu? Curățiți-vă inimile, Iacov 4:8. Mai sunt și alte boli spirituale despre care poate să mai vorbim până vine Domnul, dacă nu. De exemplu, boala de picioare, boala de ochi,
boala cercetărilor fără rost, și asta e boală spirituală, lipsa discernământului spiritual, a spus Domnul Bisericii din Laodicea, tu zici, dar tu nu știi cum ești. Ăsta e om cu probleme de discernământ. Adică el crede că e bine și când colo e rău. Apoi paralizia spirituală, să nu vă împietriți, asta e paralizie. Împietrit înseamnă nemișcat, insensibil. Paralizie spirituală și alte boli spirituale. Dimineața la 5 am vorbit despre surzenie spirituală. Că scrie în Matei 13, oameni care și-au împietrit inima tari de urechi. Și scrie acolo ca nu cumva să audă, ca nu cumva să înțeleagă, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să ne păzească Domnul de boli spirituale. Dacă s-a strecurat vreun virus, să ne tămăduiască medicul nostru. Amin.